Cel puțin 7 persoane au fost rănite, 3 fiind încarcerate, după ce o betonieră și 2 autoturisme s-au ciocnit astăzi la amiază în județul Vaslui, pe raza localității Untești, pe un drum județean. La nivelul județului Vaslui a fost activat planul roșu de intervenție, care presupune suplimentarea la locul accidentului a resurselor medicale SMURD și SAJ. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. La fața locului au intervenit 2 autospeciale de stingere cu module de descarcerare, un echipaj de descarcerare grea, 3 ambulanțe SMURD și 2 echipaje medicale SAJ. Conform ISU Vaslui, au fost 5 victime din 7 persoane aflate în mașinile implicate în accident, 5 adulți și 2 copii de 5 și 6 ani. 2 victime au fost transportate în stare gravă la spitalul de urgență din Bârlad, iar 3 persoane au fost stabilizate la locul accidentului. 2 persoane, șoferul betonierei și un conducător al unei alte mașini implicate în accident, nu au fost răniți. A fost cerut și elicopterul SMURD, iar la locul accidentului au ajuns 9 autospeciale și alte echipe de intervenție.